Executiv în care acest fapt se întâmplă, Lumina Sfântă este adusă în România, tradiția fiind instituită de Patriarhul Daniel în anul 2009. Așa este. Este un dar de la Dumnezeu, care, după cum se știe, prin lucrare dumnezeiască, tainică și trainică, se întâmplă la încetatea Sfântului Mormânt, la Sfântul Mormânt al Învierii Domnului din Ierusalim, și iată că beneficiem și noi cu contribuția Preafericitului Părinte Patriarh de acest dar. Și este tot o minune faptul că această flacără vie, binecuvântată de la Sfântul Mormânt, în câteva ore este răspândită în toată țara. De aici, de la noi, de la Biserica Sfântului Mare Martir al lui Hristos și mucenic al lui Hristos, Constantin Brâncoveanu, până la cel mai micuț cătun ascuns undeva în creierul munților, în câteva ore această sfântă lumină va ajunge ca fiecare credincios să o pună apoi în candelă, în bună cuviință, în casele dumnealor. Și aceasta este o binecuvântare. Și va răsuna, desigur, peste tot: Hristos a înviat. Pentru că este adevărul veșnic, cosmosul întreg va cânta împreună cu noi în această noapte preasfântă adevărul cel mare, că Hristos a înviat și odată cu El a înviat întreaga umanitate. Este darul Lui, cu moartea pe moarte călcând, arătându-ne tuturor că moartea este doar o închipuire, că nu există în realitate, că noi trecem într-un alt plan existențial la un moment dat, rânduit de Dumnezeu, și că acolo ne întâlnim cu Domnul nostru prea iubitor, Cel care s-a jertfit pentru fiecare dintre noi, a răbdat un supliciu cumplit, a fost răstignit, a trecut prin trauma morții, prin mormânt, și din mormânt răsare viața. Ce frumos Dumnezeu avem! Ce aduce nou în viața fiecărui creștin acest act dumnezeesc al Învierii Domnului? Ar trebui să aducă în viața fiecărui om această lumină trainică a Învierii, ca să ne transformăm puțin, să ne schimbăm, pentru că omenirea încă nu și-a înțeles rostul. Această planetă care plutește în univers numită Terra încă nu și-a înțeles rostul. Atâta timp cât vor mai exista războaie de orice fel, tot felul de uneltiri, răutate, invidie, egocentrism, încă n-am ieșit din bezna. Iar Mântuitorul ne încredințează și ne spune că lumina pătrunde întunericul și întunericul nu o poate cuprinde, pentru că lumina este însuși Dumnezeu. Și ne cheamă ca pe niște copii pe care îi iubește nemărginit să fim și noi fii ai luminii, ai binecuvântării sale. Aceasta este chemarea sfântă ce ni se face, iar ziua noastră de Paște să fie o zi binecuvântată. Și toate zilele noastre și toată viața noastră să fie ca o zi de Paște, pentru ca credința să triumfe în inimile noastre și în felul acesta să ne schimbăm puțin câte puțin, să fim pe placul prea bunului nostru Dumnezeu. Se observă că de sărbătoarea Paștelui vin la biserică și cei care în timpul anului lipsesc. Este un lucru bun. Până la urmă, Dumnezeu are un plan cu fiecare suflet în parte și nu știm cum îl cheamă. Ne gândim la cel mai mare prigonitor al lui Hristos din vremea aceea, un fel de procuror al vremurilor acelora, era Saul din Tars, apostolul Pavel, care căuta prilej, cum spune Sfânta Scriptură, să pustiască biserica lui Dumnezeu. Pe drumul Damascului s-a întâmplat ceva care a schimbat profund viața și lui și prin el multor suflete. I s-a arătat Hristos cel înviat și l-a încredințat că El este Domnul Dumnezeu, și atunci din marele prigonitor Pavel a devenit cel mai mare apostol al creștinătății și cel mai mare teolog al creștinătății, pentru că el explică Evanghelia în lumina minții sale strălucite pe care a primit-o de la bunul Dumnezeu. De aceea
spuneam în acest context că Dumnezeu are un plan cu fiecare sufletel în parte. Suntem copiii Lui, chiar dacă uneori mai rătăcim calea, ne lasă să ne consumăm existența uneori și suferință ca să înțelegem că lipsa Lui înseamnă suferință. Dar apoi ne cheamă la staulul iubirii. Ne cheamă acolo unde este și calea, și adevărul, și viața. Românii înțeleg cumva prin masa de Paște prepararea anumitor sau prin sărbătoarea Paștului, sărbătoarea în sine, adică a preparării bucatelor, a primirii de musafiri, cumva trebuie să privim și dincolo de acest fapt, să ne gândim la semnificația spirituală a acestei sărbători. Acum fiecare dintre noi pregătim agapa în ziua de Paște pentru a cinsti sărbătoarea aceasta mare. Este cea mai mare sărbătoare a creștinătății, dar înainte de aceasta trebuie să mergem la alta agapă la care ne cheamă Hristos. În casele celor săraci să le ducem ceva de mâncare, un cuvânt bun, o binecuvântare, la bătrânii care sunt abandonați, la cei care sunt lipsiți de ajutor prin spitale, la copii orfani, și acolo este agapa cea mai plăcută pentru bunul nostru Dumnezeu. Iar apoi să ne întâlnim în comuniune și la agapa din ziua de Paști, să avem tihnă, să avem bucurie și să răspândim lumină din lumină, pentru că aceasta este chemarea ce ni se face, să ne ferim și de îmbuibare, și de beție, și de destrăbălare, și de orice altă latură care ține de latura întunecoasă a firii umane. Pentru că sărbătoarea aceasta este o sărbătoare care nu trebuie întinată nici măcar cu un gând, dar cu astfel de fapte care sunt potrivnice voii lui Dumnezeu cel plin de lumină și de iubire. Are iepurașul și el loc în toată această chestiune? Se desprinde cumva din religie? Nu are nicio legătură iepurașul cu ziua Sfintelor Paști. Este o tradiție, să-i spunem, neopăgână. Nu, chiar nu are nicio legătură. Nu știu de unde a apărut iepurașul, dar nu. Nu este. Dacă, să zicem, de Crăciun, vorbim despre Moș Crăciun și tradițiile acestea care sunt mai străvechi și au o legătură cu tradiția pioasă a bisericii, iepurașul chiar nu are nicio legătură. Îmi cer scuze, dar îmi plac animaluțele și îmi plac și iepurașii, dar aceasta este adevărul. Noi trebuie să ne raportăm la credința cea adevărată și să urmăm acest drum plin de lumină, de pildă sfântă pentru fiecare dintre noi, în așa fel încât să ne înțelegem rostul și să ne înțelegem propria credință. Putem spune că Paștele exprimă, de fapt, mesajul principal al creștinismului? Este mesajul principal al creștinismului, pentru că arată că viața nu apune niciodată, că suntem veșnici. Ne scoate din depresie, din depresia necredinței. Ne scoate din hățișul multelor întrebări. Ne arată cine suntem. Pentru că Hristos a venit în lume, întrupându-se, suferind, trecând prin mormânt și înviind, ca să ne arate nouă cine suntem noi pentru El. Pentru El care este chiar Fiul lui Dumnezeu și Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Aceasta, cred că, este semnificația profundă a venirii Fiului lui Dumnezeu în lume, să ne arate cine suntem noi, cât de mult ne iubește și mai ales cât de mult ne respectă. Săptămâna ce urmează Paștelui poartă numele de Săptămâna Luminată, așa este? Ce semnificație are? Este Săptămâna Luminată pentru că este prima săptămână după Paști și, desigur, suntem în armonie, în sinfonie cu întregul cosmos, cu lumea îngerilor, cu lumea creată de Dumnezeu. Ieșiți puțin afară și ascultați tainic toată făptura făcută de Dumnezeu, natura care precuvântă împreună cu noi, cântând în această noapte a învierii, troparul sfânt. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. De aceea este o săptămână a luminii și important este să nu treacă lumina aceasta, să rămână undeva în miezul inimilor noastre,
ca să ne cunoaștem identitatea, să știm cine suntem și ai cui suntem. Pentru că dacă vom încerca să urcăm o treaptă acum sau așa în contextul acesta emoțional al praznicului învierii Domnului, să urcăm o treaptă și după aceea coborăm 3, 4, 5 trepte, n-am făcut mare lucru. Noi trebuie să fim statornici în credință și această lumină să dăinuie prin fapte bune. Încercăm să fim mai buni, pentru că viața este scurtă și nu luăm nimic, dragii noștri, din lumea aceasta. Plecăm cu mâinile goale. Suntem o mână de pământ. Dar avem un suflet care este infinit, pentru că seamănă cu Dumnezeu. Să luăm aminte, fiecare dintre noi, să ne punem câteva întrebări existențiale, importante. Și poate vom găsi drumul care duce la această lumină și la întâlnirea cu Hristos, cel înviat din morți. Așadar, să căutăm învățămintele bisericii, să mergem la biserică și în alte zile, cu alte sărbători, cu ocazia altor sărbători, nu doar de Paști. De unde și expresia din an în Paști. Nu degeaba spun românii așa. Corect. Este foarte corect ceea ce a spus. Biserica este a lui Hristos. Este întemeiată de El. Este întemeiată, așa cum am spus, cu un sacrificiu suprem. Este întemeiată și are la temelie dragostea Lui și sângele Său și sângele mucenicilor care s-au jertfit pentru credință de-a lungul celor 2000 de ani. Și atunci ni se face chemare. Chemarea pe care o face la cina cea de taină când instituie piscul întâlnirii noastre cu Dumnezeu. Sfânta și dumnezeiasca împărtășanie, Euharistia, ne spune atunci și le spune ucenicilor și prin ucenici și nouă tuturor, aceasta să face spre pomenirea mea. Și noi facem spre pomenirea lui Sfânta dumnezeiasca și cutremurătoarea liturghie, care este cina Domnului. Este întâlnirea noastră magnifică și sublimă cu Hristos. De aceea suntem chemați ca toți să ne manifestăm ca membrii acestei superbe biserici plină de lumină pe care El a creat-o cu scump sângele Său. Suntem într-o lume bântuită de tot felul de ideologii. Și așa cum am mai spus, repet și vă mulțumesc că mi-a oferit posibilitatea să o spun, oamenii nu s-au săturat de traumele istoriei, de tot felul de ideologii care au fost atât de inumane. Bolșevismul a încercat să scoată din sufletele oamenilor pe Hristos. Au omorât preoți, au ars biserici, au făcut din biserici grajduri de animale, dar nu l-au scos pe Dumnezeu din sufletele oamenilor și credința a triumfat. Pentru că biserica este a lui Dumnezeu. Și de aceea credința va triumfa întotdeauna. Iar noile ideologii de sorcinte din această neobolșevică sau neomarxistă nu vor reuși. Pentru că nu se pot pune împotriva lui Dumnezeu, cum spunea înțeleptul Gamaliel când Sfinții Apostoli au fost arestați și urmeau să fie condamnați la moarte. Să nu ne trezim luptând împotriva lui Dumnezeu. Dacă învățătura lor nu este de la oameni, va dispărea. Dar dacă este de la Dumnezeu, atunci să nu ne trezim că luptăm împotriva lui Dumnezeu. Și această perioadă este una destul de grea. Și această perioadă, avem această pandemie de mai mult de un an și cumva, nu știu, credeți că românii s-au apropiat mai mult de biserică în această perioadă? Au simțit că, nu știu, au nevoie de un sprijin suplimentar? Sau de fapt, poate cel mai important sprijin în această perioadă dificilă? Sigur, am văzut că nu totul este de-a gata, că se poate întâmpla lucruri neprevăzute pentru mulți. Deși Sfinții Părinți ai Bisericii luminați de Duhul Sfânt au prevăzut și perioadele acestea prin care trece umanitatea datorită faptului că omenirea s-a îndepărtat de Dumnezeu. Și atunci își consumă propria experiență mergând printre spini și prin tot felul de capcane. Și dacă nu vom înțelege că pandemii până la urmă au mai fost și vor mai fi. Dacă nu vom înțelege că fără Dumnezeu nu putem străbate vremurile și acestea și altele,
atunci va fi mai greu pentru noi. Hristos nu ne obligă, dragii noștri. Dumnezeul nostru ne iubește, ne propune. Dacă vrei să-mi urmezi mie, ia-ți crucea și vină după mine. Este o propunere sfântă. Este o chemare. Este o chemare la întâlnirea Lui, care este întâlnirea cu fericirea. Cea adevărată, nu cea închipuită, care este specifică pe pământul acesta efemer. Și de aceea oamenii încep să înțeleagă, pentru că Dumnezeu are un plan cu fiecare suflet în parte. Și fiecare suflet își are chemarea sa. Și la vremea cuvenită, din oameni care erau la un moment dat vrăjmași ai voii lui Dumnezeu sau ai lui Dumnezeu, ei devin închinători, oameni de nădejde ai bisericii, oameni care răspândesc această mireasmă a credinței și împrospătează lumea cu pace, cu bucuria de a trăi în comuniune. Până la urmă, biserica ce ne propune? Să trăim în pace, să trăim în bună înțelegere, în bună cuvință, să fim făcători de bine. Aceasta este chemarea ei. Au rămas mai puțin de 4 ore până la momentul învierii. Ce ar trebui să facă un creștin până atunci? Cum ar trebui să aștepte învierea în această seară, creștinii? Cu lumină. Atunci când îi văd la liturghie, când implorăm Duhul Sfânt și îl chemăm prin rugăciune, o lumină răsare în ochii lor și pe fața lor, pe fețele lor. Acea lumină o poartă de la biserică și o duc acasă, o duc în societate. O răspândesc acolo unde merg, pentru că este lumina bunătății. Se pregătesc prin rugăciune și rugăciunea nu este formalitate, nu este formalism. Rugăciunea este viața însăși. Este dialogul nostru sincer, clar, corect, cu Dumnezeu, Creatorul Universului și Creatorul nostru. De aceea, pregătirea se face prin despovărarea de patim, folosind acest instrument suprem pe care îl avem la dispoziție prin biserică, Sfânta Taina Spovedaniei, care apoi să ne apropiem de întâlnirea reală cu Hristos, într-o linguriță încape întreg cerul. Este trupul și sângele Domnului Hristos. Aceasta este taina. Aceasta este minunea minunilor. Și la această minune suntem chemați. Și de aceea pregătirea noastră pleacă din locașul cel mai adânc, în sufletul nostru. Acolo se pregătește totul. Și apoi venim la biserică, pentru că biserica este casa Domnului nostru și e și casa noastră. Ne întâlnim în armonie, în comuniune, ca să-i mulțumim lui Dumnezeu că existăm, să-i cerem daruri pentru suflet și pentru mântuire, că de celelalte știe El, cum spune Scriptura, de ce avem nevoie, puțin credincioșilor, de ce vă îngrijorați? Pentru că știe Tatăl vostru din ceruri de ce aveți voi nevoie. Avem, uneori nu știm ce cerem, așa cum le spun credincioșilor și în predică, pentru că cerem lucruri cu patimă, cu patos, și ne dăm seama peste ani că ceea ce am cerut și nu am primit nu ne era de folos. Pentru că logica lui Dumnezeu sau supra-logica lui Dumnezeu nu se potrivește întotdeauna cu logica noastră trecătoare, efemeră, care este cuprinsă de lumea aceasta fizică, limitată. Aș vrea să mă întorc cumva la acest moment special și să vă întreb de ce Sfânta Lumină vine în Sâmbăta Paștilor? De ce tocmai sâmbăta? Este vecernia și când punctul acesta al vecerniei în tipicul nostru bisericesc, în rânduiala noastră liturgică, înseamnă că începem ziua următoare. Așa începe actul liturgic în biserica noastră, cu slujba vecerniei. Și noi acum cumva deja am intrat în ziua Sfintelor Paști. Dar este rânduit de biserică
ca punctul culminant să fie la miezul nopții, atunci când săvârșim slujba învierii în fața bisericii și după aceea procedem la slujba Sfintei Liturghii a Sfântului Ioan Gură de Aur, pentru a da credincioșilor această lumină superbă pe care o are această rugăciune a rugăciunilor, care este sfânta și dumnezeiască liturghie. Există biserici în țară care sărbătoresc învierea spre dimineață, din câte știu. Când eram student la Sibiu, spre exemplu, acolo slujba de înviere începea spre dimineață și nu la miezul nopții. E posibil să fie oarecum o tradiție locală. Important este să marcăm această sfântă zi, pentru că, dragii mei, timpul este creația lui Dumnezeu. Este creația lui Dumnezeu. Dumnezeu este în afara timpului. Timpul și el este relativ. Noi marcăm și nu trebuie să ne formalizăm. Noi marcăm acest act, așa cum i-am spus, cosmic al învierii lui Hristos, care este atemporal până la urmă. El este permanent. Noi în fiecare zi trebuie să observăm învierea lui Hristos. Pentru că este actul prin care se schimbă soarta întregului cosmos. Capătă lumina mântuirii. Nu întâmplător vine Hristos pe pământ, nu întâmplător își asumă firea umană în întregul ei și nu întâmplător, trecând prin moarte, înviază în ipostasul uman, că așa cum v-am mai spus, Dumnezeu nu moare niciodată. Deși în teoriile acestea neocomuniste și așa mai departe, sau postmoderne, unii filozofi de sorginte ateistă spunea că Dumnezeu a murit. Vedeți că Dumnezeu le dă posibilitatea și lor să se exprime fără să se supere pe ei și le spune și lor, ca și celor care îl răstigneau și îl chinuiau cumplit, iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac și ce zic. Dacă Dumnezeu ne-ar lua în seamă toate prostiile pe care le facem în această lume și nimicnicia lumii, această planetă Terra ar fi pierit de mult, cu tot, cu oameni. Dar El ne așteaptă să ne întoarcem ca niște fii risipitori, ca niște fii risipitori să devenim fii ai iubirii sale celei preaveșnice și să pregustăm încă de aici dulceața raiului ceresc. Spuneți-ne, este greșit să urăm Paște fericit? Un important lingvist spunea zilele trecute că Paște fericit poți să-i urezi sau să-i spui unui vițel. Este ceva greșit în a ura? Termenul corect este Sfintele Paști. Este un plural. Sfintele Paști. Cu bucurie, cu binecuvântare. Acum nu toți oamenii cunosc acest lucru, este deosebirea și putem intra într-o altă discuție care este puțin mai teologică între Paștele iudaic pe care Mântuitorul l-a serbat la cina cea de taină și Paștele sau Sfintele Paști pe care le-a instituit prin jertfa sa pe Golgota și prin învierea sa. Și noi serbăm Sfintele Paști care înseamnă învierea lui Hristos. Capătă o altă nuanță, o altă conotație. Este primenirea întregului cosmos în haina învierii. Cosmosul întreg înțelege că moartea nu există. Lumea era în moarte și cunoștea trauma morții de la protopărinții noștri Adam și Eva, și până la venirea Mântuitorului Iisus Hristos, care schimbă, așa cum am subliniat, soarta întregii umanități. Căci multe trupuri ale sfinților adormiți au înviat în cetatea Ierusalimului după ce Domnul Iisus Hristos i-a dat sufletul pe cruce. Iar sufletul Domnului a mers în iad ca să scoată durerea celor care erau în această traumă existențială, ontologică, a nefericirii, în iad. De acolo îi scoate, dar el era împreună cu Tatăl și cu Duhul în împărăția lui Dumnezeu
și cu tâlharul mântuit în rai. Pentru că Dumnezeu este atotputernic și este omniprezent. Și atunci, sigur, noi trebuie să le explicăm oamenilor că nu toți înțeleg, credincioșii provin din toate pădurile sociale, unii cu instrucție, cu cunoștință mai multe, alții cu cunoștințe mai puține și trebuie să ne adresăm tuturor încât pe fiecare să ne înțeleagă, da. Și mai ales să ne înțeleagă pe Hristos, că noi nu ne reprezentăm. Dar ați fost vreodată pus în situația, să explicați unor copii ce înseamnă Paștele? Sigur că da, păi da, cum să nu. Se modifică foarte mult, mă gândesc, mesajul în acest sens. Se modifică pentru că vorbim pe înțelesul lor, dar ei înțeleg mai bine decât cei mai în vârstă. De ce spuneți asta? Pentru că Mântuitorul spune, până când nu vă veți face ca pruncii, curați ca pruncii, nu veți putea intra în împărăția lui Dumnezeu. Ei sunt ca niște îngerași. Sunt plini de bună voință, cuprind mai ușor acest cuvânt al adevărului și îl pun în inima lor și îl țin acolo pentru întreaga viață, așa cum dumneavoastră vă aduceți aminte de copilărie, cum mergeați la biserică în noaptea de Sfintele Paști sau cu alte prilejuri, așa și noi, și eu mi-aduc aminte când mergeam purtat de mama de mână la biserică să mă împărtășesc, când eram copil, când asistam la miracolul acesta al Sfintelor Slujbe. Și asta era înainte de anul 1989, când erau mult mai multe restricții pe acea vreme. Da. Și atunci astea rămân imprimate pentru toată viața și acel copil este câștigat pentru biserică și pentru țară, pentru societate. Este un bun moral câștigat, pentru că suflet cu suflet vom zidi o lume mai bună, mai dreaptă, mai lipsită de răutate. Ăsta este demersul pe care îl facem și trebuie să-l facem împreună, că biserica nu este doar preotul, sau nu sunt doar preoții, ci și credincioșii împreună cu ierarhii, cu cei care slujesc biserica lui Dumnezeu, fiecare în treapta la care a fost chemat. Pentru că fiecare om își are slujirea lui pe pământ și fiecare slujire, de la cel mai mic, de la vlădică până la opincă, este foarte importantă. Este foarte importantă. Așa se este. Face chemare peste vremuri și dacă vom înțelege această chemare, va fi mai bine. Părinte, vă mulțumim foarte, foarte mult pentru toate informațiile, pentru faptul că ați fost alături de noi. A fost părintele Emil Cărămizaru în Jurnalul Orei 20 la B1 TV. Mergem mai departe. Claus Iohannis a transmis un mesaj emoționant românilor cu ocazia învierii Domnului. Președintele a vorbit despre miracolul învierii și despre speranță și credință. Dragi români, ne regăsim în taina sfântă a celei mai mari sărbători creștine, o celebrare a vieții și a speranței. Miracolul învierii ne aduce mereu împreună, fie că ne aflăm pe meleagurile natale sau peste hotare. Și în acest an, credința ne rămâne la fel de puternică, chiar dacă nu putem fi încă alături de toți cei dragi din cauza pandemiei de COVID-19, care continuă să afecteze întreaga lume. Vă mulțumesc tuturor pentru uriașul efort național destinat protejării sănătății noastre. Responsabilitatea celor care respectă măsurile de protecție împotriva răspândirii virusului, dedicarea și sacrificiile celor care luptă în prima linie pentru a-și salva semenii, munca tuturor celor care fac societatea să funcționeze, toate acestea stau mărturie că forța națiunii noastre este de nezdruncinat. Împreună, cu răbdare și tărie sufletească, vom depăși această teribilă perioadă și ne vom recăpăta normalitatea care ne-a lipsit atât de mult.
Vă urez tuturor ca Sfintele Paști să vă aducă sănătate și pace în suflete. Hristos a înviat! Și premierul Florin Câțu a transmis un mesaj tuturor românilor cu ocazia sărbătorilor pascale. El a făcut din nou apel la respectarea regulilor și a îndemnat românii să se imunizeze. Întâmpinăm Sfintele Paște anul acesta cu încrederea că vom depăși cu bine perioada dificilă pe care o traversăm și vom reveni cât mai repede la normalitate. Eforturile individuale și comune își arată zi de zi beneficiile pentru sănătatea noastră, viața socială și economică. Renunțările noastre de până acum au dat și dau în continuare roade. Iubirea față de aproapele nostru, manifestată ca solidaritate și responsabilitate, a făcut ca personalul medical să reușească să salveze vieți și să aline suferințe, iar lucrătorii din domenii importante pentru cetățeni se desfășoare activitatea în condiții de siguranță și să-și îndeplinească misiunea mai departe, atunci când pandemia părea de neoprit. Își începe premierul Florin Câțu mesajul transmis de învierea Domnului. Șeful guvernului le-a mulțumit românilor care au respectat restricțiile, oricât de dure ar fi fost. Mulțumesc tuturor românilor care de peste un an dovedesc responsabilitate și fac eforturi să se adapteze noilor realități. În acest demers, care a fost uneori foarte greu, trebuie să fim împreună pentru binele nostru comun. Depinde doar de noi să continuăm lupta pentru sănătate și echilibru. Este vital să menținem rigorile necesare unui trai în siguranță și să ne vaccinăm pentru a ne da șansa unul altuia la o viață cât mai aproape de normalitate. În finalul mesajului, Florin Câțu le urează românilor să aibă speranță. Am convingerea că alături de cei dragi vom găsi în continuare surse de motivație și de perseverență pentru a trece cu bine acest exercițiu de răbdare și a dovedi că tradițiile creștine și măsurile de protecție împotriva COVID-19 pot fi respectate în egală măsură. Credincioșilor care celebrează sărbătorile de Paști le doresc sănătate, armonie, iar speranța să ne lumineze gândurile în timp ce privim spre cel de lângă noi și împreună spre viitor. Ministrul Apărării Naționale Nicolae Ciucă le transmite românilor un mesaj de speranță înainte de sărbătoarea Învierii Domnului. Doar împreună, spune ministrul Apărării, vom putea gestiona și reduce efectele devastatoare ale virusului care a doborât până acum mii de români. Lumina Învierii să ne insufle speranța de care avem nevoie pentru a depăși problemele generate de pandemia COVID-19. Întâmpinăm sărbătorile pascale pentru al doilea an consecutiv, în condiții de pandemie, dar cu speranța că vom depăși aceste momente grele dacă vom avea grijă de sănătatea noastră, protejându-i totodată pe cei dragi. Am demonstrat din nou și în această perioadă dificilă că armata este alături de popor. Personalul Ministerului Apărării Naționale a dat dovadă de abnegație și a depus un efort important în sprijinul autorităților pentru a gestiona și reduce efectele pandemiei COVID-19. Împreună suntem mai puternici și putem depăși și această provocare care de anul trecut domină întregul mapamond. Noaptea Învierii va fi acoperită de nor. Meteorologii au emis o avertizare de vreme extremă pentru 24 de ore. Ne întoarcem cu toate detaliile după o scurtă pauză de publicitate. A revenit la știri. Noaptea Învierii va fi acoperită de nori. Meteorologii au emis o avertizare de vreme extremă pentru 24 de ore. Potrivit acestora, începând din această seară, de la ora 21, vom avea ploi și vânt puternic, așa că cei care merg la slujba de înviere vor trebui să aibă și umbrelele la ei, inclusiv în capitală. Meteorologii au emis o avertizare de vreme rea valabilă până duminică la ora 21, interval în care vor fi intensificări accentuate ale vântului și ploi în toată țara. În această seară ne așteptăm la furtuni specifice sezonului cald, respectiv aveste torențiale, prezente descărcări electrice și izolat, grindine și chiar vijelii. Aceste fenomene urmă să-și facă apariția în cursul nopții, în această noapte neviere, din partea de nord-vest, în centru, dar local și în sudul țării, inclusiv aici în București, sunt posibile reprize de ploaie. Nu va ploua tot timpul, însă undeva spre miezul nopții am putea avea o ploaie de scurtă durată. Așa că românii care intenționează să participe la slujba de înviere vor trebui să fie precauți și să nu-și uite umbrelele acasă. Vorbim de o vreme caldă, chiar și la noapte temperaturile se vor menține ridicate undeva între 10 și 17 grade la scara întregii țări, o vreme caldă și la noapte, dar cu această instabilitate, cu reprizele de ploaie pe care vorbeam, nu va ploua tot timpul, însă, într-adevăr, trebuie să avem și umbrele la noi în caz că mergem la slujba de înviere. Nici duminică, în prima zi de Paște, nu vom scăpa de ploi și
vânt, deși temperaturile vor rămâne în continuare foarte ridicate pentru această perioadă a anului. Mâine și vântul se intensifică în mai toate zonele țării, rafale de 45-65 de km pe oră, iar instabilitatea atmosferică va continua să se manifeste și mâine, în special în regiune nordice, centrale și estice. Vor fi și cantități mai însemnate, intervale scurte de timp, mai ales în Maramureș și în Transilvania, în zonele de munte, undeva izolat am putea ajunge la 30-35 de km pătrat. Dar toată această instabilitate se produce în contextul în care și mâine va fi foarte cald la noi în țară, temperaturi maxime în general între 20 și 30 de grade, cele mai ridicate temperaturi urmând a se înregistra aici în extremitatea de sud a țării, iar în București, în prima zi de Paște, vom avea în termometre 29-30 de grade. Dacă unii bucureșteni au mers la mare sau la munte de 1 mai, alții au ales să rămână în capitală, unde au găsit tot felul de ocupații. În Parcul Iore, de exemplu, a fost organizat Târgul Micilor. Și cum altfel poate fi sărbătorită Ziua Muncii, dacă nu cu grătare pe care sfârâie mititei? Tot în parc a fost amenajată o piață volantă, unde producătorii din mai multe colțuri ale țării și-au putut vinde produsele. Bucureștenii care au rămas în oraș în acest weekend au profitat de vremea bună și au ieșit în parc la Târgul Micilor, organizat cu ocazia Zilei Internaționale a Muncii. Avem pregătit pentru bucureșteni mici, frigărui, tradiționala pastramă, cârnăciori și așa. Așteptăm până la ora 21. Bucătarii care au gătit decuzori spun că au o rețetă specială pentru tradiționalii mici, însă nu au vrut să divulge secretul. Chiar am muncit, am pregătit totul, să îi așteptăm. Este adevărat, au venit mai puține persoane pentru că a fost și Paștele și 1 mai. Avem toate produsele, îi așteptăm cu mititei, ne lipsiți mititei, cotlet de bebecuț, tot ce dorește românul. Aveți vreo rețetă specială pentru tradiționalii mici? Avem o rețetă specială care este secretă. Știți cum este? Bucureștenii s-au bucurat din plin de bunătăți. Am rămas la București. E mai bine. Este cald. Am ieșit cu copilul la aer liber, mai un mic. Am luat o plăcintă de dovleac, bineînțeles. Foarte bine echilibrată. Și bine, normal, după învierea Domnului, ne apucăm și de celelalte sfinte, să zicem așa, de miel, de drob, de pască, de cozonaci. Bucureștiul, bineînțeles că este gol, mă gândesc că sunt și la munte și la mare. Am zis că o să plecăm și noi, dar după 2, 3. Facem schimb cei care se întorc și noi o să mergem. Piața volantă România Autentică, amenajată în Parcul Iore, le oferă șansa micilor producători să își poată realiza marfa. Alge, șopoloveni, diverse sortimente de miere, mai comune, mai rare. Suntem și jumătate, da, de când stăm în casă. Poate dă Dumnezeu să stăm mai mult pe afară. Așteptăm pe toată lumea, nu numai din zona asta, din tot Bucureștiul să vină. E frumos, e cald afară, au ce vedea. Dulciuri, ciocolată, de toate astea. Covrigi de la Pitești. Prindim, dar numai să dea drum, adică la târcă, dacă o dat drum. Dacă dă drumul, venim. Acest bărbat a venit tocmai din Alba Iulia și speră ca măcar acum de sărbători să-și poată vinde produsele. Am venit de la Alba Iulia cu produse de laptate, cu telemea de oaie proaspătă, caș, produse din carne, din amangelia noastră proprie. Așteptăm toată lumea de aici, la dumneavoastră, de la București, să vină să cumpere de la noi, să deguste, acum pentru masa de Paști. Te așteptăm cu drag și le dorim multă sănătate, sărbători fericite și un Paște fericit. Bucureștenii care au ales să nu meargă în acest weekend pe litoral sau la munte pot petrece și aici, în capitală. În Parcul Iore, de exemplu, a fost amenajată o piață volantă România Autentică. Mici, cozonaci, dar și alte bucate tradiționale pot fi găsite aici. Piața va fi deschisă în fiecare weekend până în luna decembrie. Ziua de 1 mai a venit cu mai multe manifestări la Bruxelles, acolo unde mii de belgieni au ieșit în stradă ca să-și strige supărările. Protestele au fost gestionate de către jandarmi, care au avut grijă să nu se ajungă la violențe.
Sindicaliștii și simpatizanții partidelor de opoziție din Belgia au ieșit în stradă de Ziua Muncii pentru a atrage atenția asupra modului în care au fost afectați cei mai săraci membri ai comunității de către măsurile de combatere a pandemiei. Mii de belgeni au ieșit în centrul Bruselului pentru a cere mai puține ore de muncă pe săptămână, taxe mai mici și o pensie minimă de 1500 de euro. Protestatarii au fost întâmpinați de către jandarmii călare. În cele din urmă, poliția a evacuat parcul Bois de la Cambre, folosind chiar și tunuri cu apă. La finalul manifestațiilor, polițiștii belgieni au distribuit pe rețelele de socializare zeci de arme albe confiscate de la manifestanți. Continuă seria evenimentelor muzicale experimentale pe timp de pandemie, de data aceasta în Marea Britanie. Mii de oameni au luat parte la primul concert din timpul pandemiei organizat în Anglia și, la fel ca și la concerte similare din alte țări, la intrare participanții au trebuit să prezinte un test negativ făcut cu cel mult 24 de ore înainte. În jur de 6.000 de tineri au luat parte la evenimentul The First Dance, primul concert din timpul pandemiei, susținut în Liverpool. Participanții au putut sta înghesuiți și fără măști pe față, ca la un concert obișnuit. Însă, înainte de a intra la concert, tinerii au trebuit să prezinte un test negativ făcut cu cel mult 24 de ore înainte. De asemenea, ei și-au asumat obligația ca la 5 zile de la concert să facă încă un test, astfel încât să se determine dacă s-au infectat sau nu. Evenimentul a fost primit foarte bine de tinerii din Liverpool. It's been hard, been boring, been a bit sad, depressing. I feel like it's got to be done, especially for us uni students. We want to have fun. It feels illegal, even though it's allowed, so it feels like we're doing something wrong. Lângă spațiul de desfășurare a concertului se afla un grup de cercetători care supraveghea desfășurarea evenimentului, dar și în rândul petrecăreților au fost infiltrați cercetători, al căror rol a fost de a studia comportamentul oamenilor. Singurii care au fost obligați să respecte regulile sanitare au fost angajații firmei organizatoare. We don't allow a single member of staff on site without a negative COVID test. All our staff are wearing masks, socially distancing where possible. To be the first in this country in over 12 months, it is very special. Acesta nu este primul eveniment muzical experimental organizat în Europa. De câteva luni, în mai multe țări, precum Olanda, Spania sau Germania, au fost susținute concerte cu mii de oameni pentru a fi studiat gradul de transmisibilitate a coronavirusului în rândul populației deja vaccinate. După 13 luni în care au stat închise din cauza pandemiei de coronavirus, autoritățile americane au permis redeschiderea parcurilor de distracție Disneyland. Administrațiile parcurilor nu au uitat însă de precauție și au aplicat mai multe măsuri de siguranță sanitară, precum limitarea orelor de vizită și a numărului de vizitatori. Cu aplauze și baloane de săpun, așa au fost întâmpinați de angajați vizitatorii parcurilor Disneyland din Statele Unite. Sunt primii vizitatori după o pauză de 412 zile. Ei au putut să viziteze din nou Casa Albei ca Zăpada, Casa Bântuită sau să intre în universul Star Wars. Totul însă cu respectarea unor reguli de siguranță sanitară. La majoritatea atracțiilor, timpii de așteptare au fost de doar 20 sau 30 de minute, însă au existat locuri în care oamenii au stat la coadă și 2 ore. Pentru o plimbare cu trenulețul, vizitatorii au așteptat jumătate de oră. Alte măsuri de siguranță prevăd faptul că vizitatorii nu pot sta într-o clădire mai mult de 15 minute și nu se pot abate de la anumite trasee, iar unele atracții au rămas închise. În plus, cel puțin în parcul din California, au voie să intre doar locuitorii statului respectiv, iar aceștia trebuie să-și cumpere biletele online, astfel încât să nu se formeze cozi la intrare. Pe fondul regulilor de distanțare socială, oamenii au putut să-i vadă pe Mickey și Minnie doar la distanță, spațiul dintre personaje și vizitatori fiind delimitat. Restaurantele din cadrul parcului au putut vinde mâncare, însă doar prin intermediul unei aplicații, iar clienții erau anunțați prin telefon pentru a se duce să-și ridice comenzile.
În ciuda numeroaselor limitări, administrația parcului s-a declarat mulțumită de faptul că activitatea a putut fi reluată. Reopening this park after 412 days of closure is a very, very big deal. It's a big deal for our guests who have missed the magic so very, very much. De-a lungul existenței lor, parcurile Disneyland din Statele Unite au fost închise de doar câteva ori, după asasinarea președintelui Kennedy în 1963 sau după un cutremur din 1994. În ambele situații, însă, parcurile au fost închise doar o zi, nu 13 luni. Val de râsete într-o biserică după ce o copilă a interpretat greșit gestul de binecuvântare al preotului. Fetița s-a ridicat pe vârful spre părinte în timp ce acesta a încercat să o binecuvânteze. Cu mâna întinsă și cu palma îndreptată spre ea, probabil că a crezut că i se cerea să bată palma. Foarte atentă la ceea ce făcea și spunea preotul, micuța s-a ridicat pe vârfuri și a bătut palma cu duhovnicul, convinsă că gestul de binecuvântare este de fapt un salut. Preotul a fost vizibil amuzat de situație, iar râsetele au izbucnit instantaneu. Mama fetei, care o însoțea, a reacționat ceva mai reținut, tocmai ca să o tempereze pe micuță. Scena a fost filmată și a devenit virală pe internet. Videoclipul a adunat peste 2 milioane de vizualizări în două zile. Jurnalul Orei 20 a ajuns la final. Urmează emisiunea 360 de grade cu Alina Bădic. Eu vă dau întâlnire la știrile Orei 23, când vom întâmpina și învierea tot împreună pe B1 TV.